asta a fost o provocare pentru mine, să intru în cușcă cu doi adversari. Băi, și dacă nu pot să te bat, mă jur, te muși de ureche, fac eu ceva, băi, nu plec. Ăsta va fi cel mai mare meci din România, pentru că eu o să fac ceva, ne mai întâlnim cu Dastinel, o să facem... Da, pentru mine nimeni nu e puternic. Dar mie nu s-a părut că am făcut față cu greu, pentru că am pierdut la puncte de lucruri. Eu mă gândesc să câștig și atâta tot. Dar nici nu ne cunoaștem personal. Un om care te provoacă și se gândește că ăsta la altul este slab, eu zic că este și el slab și nu e bărbat. Meciul ăsta, pentru că o să fim două panorame, nu una cum sunt eu, o să ajungă rău de tot, sus rău de tot. Unchiul Mecu o să ne antreneze. Păi trebuie să mă plătească să-i zic chestia asta, că așa dau eu din casă, n-am cum să zic, Ionuț. Ni-l mai scăpăm și noi, ce să mai...